Horoscop săptămânal. Berbec. Săptămâna aceasta îți urmezi intuiția și e de bine. Ești irezistibil fără să faci nimic. În ceea ce privește familia, ești disponibil pentru aceasta și împărtășiți împreună momente plăcute. Consolidezi legături foarte importante, te simți suficient de puternic încât să obții tot ce îți dorești și tot ce e necesar pentru a-i mulțumi pe cei dragi. Evoluția situației tale financiare arată bine, facturile sunt la zi. Mai sunt câteva chestiuni mici care trebuie rezolvate, dar fii sigur că vei ajunge și acolo fără nicio problemă. Pe de altă parte, pentru ca totul să fie perfect, renunță la stres. Fii flexibil cu anumite cheltuieli pe care consideri inutile, deoarece contrar a ceea ce crezi, ți le poți permite. Taur. Vei observa că tot ce faci în această săptămână, cu generozitate, nu numai că îi va ajuta pe ceilalți să-ți arate dragostea lor, dar va crea și momente vesele și distractive alături de cei dragi. Dacă ești implicat de mult într-o relație și aceasta a ajuns cumva monotonă, este momentul să fii cu idei noi pentru a sparge gheața. Nu se pune problema că nu mai există iubirea, doar că plictiseala se poate confrunta foarte ușor cu dispariția acestui sentiment. Te simți perfect confortabil în mediul de lucru și îți dai seama că știi ce trebuie să faci fără a pierde timpul. Vestea bună este că ai energie necesară pentru a face față cu brio oricărei întorsături financiare ori profesionale, astfel încât să poți obține beneficii chiar și de pe urma unor evenimente mai puțin plăcute. Gemeni. Dacă ești singur și disponibil, Cupidon ar putea să te ia în vizor în această săptămână. Dacă ești deja logodit, astrele promit o viitoare viață în doi plină de promisiuni, planuri și proiecte. Da, dragostea îți zâmbește, nu te priva de ea, ci trăiește intens fiecare clipă. Cu mare atenție, ai grijă de banii tăi și astfel nimic nu va reuși să-ți destabilizeze conturile. Acum poți profita din plin de economiile tale fără a fi nevoie să numeri banii cheltuiți. Investițiile tale generează profituri atractive, portofelul tău este din ce în ce mai plin și vei fi plăcut surprins. Vestea bună e că mai ai cărți de jucat. Rac. Viața ta amoroasă întâlnește în această săptămână liniștea de care are nevoie. Deși ai fost tulburat până acum din cauza unor vești neplăcute cu privire la persoana iubită, acum lucrurile încep să se clarifice. Veștile sunt bune, deoarece vei afla că tot ce ți-a ajuns la urechi nu e deloc adevărat și ai dovadă. Odată plătite cheltuielile inevitabile, vei constata că îți poți folosi în continuare cardul de credit fără probleme. Vei fi plăcut surprins de starea bună a conturilor tale, ai învățat când trebuie să te oprești și cum să-ți gestionezi banii, iar acum te bucuri de o stabilitate pe care nu ai mai întâlnit-o până acum. Leu. Din cauza unei relații amoroase care s-a înrăutățit, ești complet destabilizat. Acum nu este cel mai bun moment să reglezi conturile cu persoana respectivă sau să primești explicații. În zilele următoare, anumite informații noi îți vor permite să judeci altfel situația. Pentru ca tensiunile să dispară, va trebui să te bazezi pe marea ta diplomație și pe imensa ta putere de seducție. Importanța distracției este primordială, dar în această săptămână este timpul să economisești bani. Nu poți trage de banii pe care îi ai la infinit sau să abuzezi de cardul tău bancar pentru a-ți satisface chiar toate dorințele. Acum gestionează situația financiară cu atenție și lasă-te sfătuit de cei care îți vor binele. Fecioară. Ești hotărât să te concentrezi pe viitor și știi că acțiunile clar canalizate sunt singura soluție pentru a scăpa de grijile pe care le ai în prezent. Nu căuta aprobarea nimănui, nici măcar a partenerului de viață, pentru că altfel vor apărea dezacorduri și tensiuni. Dacă ești singur, nu te arunca în brațele primului venit, deoarece impulsivitatea îți poate aduce suferință. Eforturile tale dau roade, iar veniturile tale sunt în creștere. Intri într-o perioadă care anunță sfârșitul lipsurilor și sacrificiilor. Poți respira ușurat în sfârșit. Poți cumpăra ceea ce îți place fără să ai dubii și rețineri. Deși acum te simți confortabil, acesta nu este un motiv pentru a repara aceleași greșeli din trecut. Săptămâna aceasta stăpânește-ți generozitatea. Balanță. Săptămâna aceasta vei observa că lipsește un echilibru între dragostea pe care o oferi și cea pe care o primești. Dar pe de altă parte ești mai încrezător decât oricând că poți obține tot ce ai visat mereu. Simți totul la nivel profund și acele sentimente te vor purta în direcția bună.
Dacă ești singur, e posibil să te atașezi de o persoană care este alături de tine într-un moment în care ai nevoie. Activitatea ta profesională se extinde, câștigi mai mulți bani, dar nu-ți permiți să îi irosești. Rămâi cu garda sus și fii atent în continuare chiar dacă situația ta financiară s-a îmbunătățit. Datorită unei mai bune organizări, faci progrese, iar conturile tale revin încet, încet la normal. Scorpion. Dacă ești singur, prioritatea ta din această săptămână este să te simți bine. Dacă ești implicat într-o relație, astrele îți întăresc legătura cu persoana iubită și te mângâie cu o influență binevoitoare care te va determina să faci pași spre următoarea etapă. Sunt mari șanse să te logodești. Nu există riscuri în această săptămână. Dimpotrivă, conturile tale bancare sunt echilibrate, fără a fi nevoie să faci eforturi. Meritul este doar al tău. Un flux de numerar, surpriză, îți permite să cheltuiești pe ceva ce nu intenționai să cumperi acum. Ai noroc! În aceste zile vei avea succes și te vei simți ca și cum ai fi câștigătorul premiului cel mai mare la loterie. Săgetător. În această săptămână vei avea curajul de a-ți declara sentimentele romantice, iar acesta este un pas important înainte. În relația ta au existat prea multă tăcere, prea multe lucruri nespuse în ultima vreme, prea multă modestie inutilă care a stricat atmosfera și v-a blocat ca și cuplu. În cele din urmă a sosit momentul să-ți dezvălui cealaltă jumătate a adevăratei tale fețe. Unele acțiuni pe care le-ai făcut recent te vor expune în curând la repercursiuni care ar putea fi neplăcute. Nu da vina pe șeful sau pe familia ta. Nu ești singurul vinovat. Nu ai fost un manager înțelept și doar tu ai avut puterea asupra banilor tăi și cheltuielilor tale. Capricorn. Trebuie să devii aerul care te înconjoară și să te lași purtat de ceea ce îți spune inima. Este o perioadă specială pentru tine, pentru că vei reuși să te descurci cu situații dificile și complexe într-un mod simplu și natural. Va trebui să decizi cu calm și încredere să pui bazele și să faci din tot ceea ce ai învățat de-a lungul vieții ceva care merită cu adevărat în acest moment. Nu îți irosi timpul cu oameni care nu merită sau care seamănă cu cei care te-au făcut să suferi în trecut. Treci printr-o perioadă mai activă decât în ultimele săptămâni, ceea ce îți ridică moralul, chiar dacă situația ta financiară rămâne la fel. Faptul că ai o activitate mai intensă îți oferă plăcutul sentiment de utilitate, dar și pe cel de importanță. Vărsător. E posibil să te îndrăgostești la prima vedere în această săptămână, dar nevoia ta de independență este sporită. Dacă ești implicat deja într-o relație, aceeași dorință de libertate îți va aduce cearta în cuplu. Încearcă să te stăpânești. Gândește de două ori înainte de a spune sau face ceva care ar putea răni persoana de lângă tine. Nu ai motive de îngrijorare. În această săptămână nu întâmpini dificultăți economice, situația ta financiară este mai bună, dar astrele îți recomandă să fii totuși prudent. Ai putea beneficia de un mic impuls financiar din partea cuiva. Dacă ai în vedere o schimbare profesională, analizează bine avantajele și dezavantajele acesteia. Pești. Relația ta în care ești implicat este dinamică și incitantă doar datorită ție. Sentimentele adevărate ies la iveală, în special dacă ești singur și îți place de cineva. Îți colorezi viața sentimentală după bunul plac și ești fericit că o faci. Totuși, astrele te sfătuiesc să nu te joci cu inima nimănui doar pentru propria plăcere. Astrele vor fi de partea ta în această săptămână, în ceea ce privesc banii. Concentrează-te și tu pe portofelul tău și dă-le o mână de ajutor. Având în vedere veștile bune anunțate, poți lua în considerare anumite investiții pe care le ai de ceva vreme în plan. Acum e șansa ta să-ți duci visurile la îndeplinire. Horoscopul săptămânii.